judecătorii i-au interzis lui Culiță Sterp să părăsească țara. Culiță Sterp trece prin clipe grele. Cântărețul are interdicția de a părăsi țara în urma deciziei judecătorilor care i-au respins cererea de ridicare a controlului judiciar. Acesta solicitase ridicarea controlului judiciar pe motivul că ar avea multe concerte de susținut în străinătate, dar iată că nu a reușit să îi îndupălece pe judecători. Astfel, în urma accidentului, Culiță Sterp rămâne sub control judiciar pentru 60 de zile. Acestuia i s-a suspendat permisul de conducere pentru o lună și s-a ales și cu o amendă. Culiță Sterp, anunț despre concertele din străinătate. Culiță Sterp și-a anunțat fanii cu părere de rău într-un videoclip, pe rețelele sociale, că nu poate onora concertele din străinătate, deoarece i s-a impus procedura de control judiciar și nu poate părăsi țara. Cu toate acestea, cântărețul i-a liniștit pe toți cei care așteptau să-l vadă cântând, spunându-le că imediat ce problemele cu legea se vor rezolva, are de gând să onoreze concertele amânate. Bună, dragii mei! Am un anunț foarte important de făcut. Nu o să vorbesc foarte mult, oricum sunt oameni care mă judecă indiferent de ce aș face și orice aș zice. Mi s-a impus măsura controlul judiciar, ceea ce înseamnă că nu voi putea părăsi țara pentru o perioadă de timp. Pentru mine asta este una dintre cele mai mari pedepse, pentru că nu pot să fiu alături de oamenii care mă ascultă din străinătate. Nu o să pot fi prezent la evenimentele care erau programate pe viitor, din Belgia, Germania, din Anglia și din Irlanda. Vă promit că după ce se rezolvă problemele o să revenim pe scenă și o să fim alături de voi. Până atunci, ne vedem la noi în țară, în România, a transmis Culiță Sterp pe pagina sa de Instagram.